pentru ca noi să putem trece cu bine de judecata lui Dumnezeu. Biblia ne spune că viața noastră trebuie să fie găsită în armonie totală, deplină, cu cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Și pentru ca Dumnezeu să realizeze acest lucru în viața noastră, El a promis că va scrie legea Lui în inima noastră. Întrebarea se pune așa, prieteni. Îi permitem noi lui Dumnezeu de la o zi la alta să scrie această lege în inima fiecăruia dintre noi? Îl lăsăm noi pe Dumnezeu să pună această lege în sufletul nostru, în mintea noastră? Așa încât la momentul când noi vom fi chemați la judecată, viața noastră să reflecte o ascultare deplină de poruncile lui Dumnezeu? Fie ca Dumnezeu să ne dea parte, să ne facă parte fiecăruia de această experiență minunată. Și cazul nostru să poată fi prezentat înaintea întregului univers, ca unul care a trecut de judecată. Pentru că doar aceia care vor trece de judecata lui Dumnezeu vor moșteni viața veșnică. Acum, în contextul judecății pe care Dumnezeu o face, Apostolul Pavel, sau Dumnezeu prin Apostolul Pavel, ne spune următorul lucru. Fiți atenți ce spune 1 Corinteni 4:5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Deci în textul acesta, Apostolul Pavel ne spune să nu judecăm nimic înainte de vreme. Ideea aceasta de a judeca un lucru sau de a judeca pe cineva înainte de vreme nu vrea să spună în primul rând că este greșit ca noi să judecăm anumite lucruri, situații și să le cântărim în balanță. Te întâlnești cu anumite situații uneori când vrei să judeci. Măi, e bine ce face omul ăsta sau nu e bine? E bine că se întâmplă asta sau nu e bine? Asta nu înseamnă a judeca în sensul în care ne spune aici Apostolul Pavel. Judecata de care vorbește Pavel aici este atunci când tu pronunți o sentință sau atunci când tu stabilești că un lucru este într-un anumit fel. De exemplu, te referi la o persoană care a făcut o anumită greșeală și tu în mintea ta spui că omul acesta este pierdut, nu mai are nicio șansă. Tu ai rostit o judecată asupra acelui om. Dumnezeu ne îndeamnă să lăsăm totul în mâna Lui. De ce? Pentru că numai Dumnezeu este în măsură să judece lucrurile așa cum trebuie. Am să vă spun două motive pentru care noi nu putem să judecăm lucrurile acum. Unul la mână este pentru că noi nu cunoaștem toate datele problemei și al doilea lucru este pentru că noi nu știm care va fi sfârșitul acelui lucru sau acelei persoane. De aceea este cel mai înțelept să lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu. El este judecătorul. Însă acum când vorbim despre această judecată, Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu va aduce la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. S-ar putea ca gândul acesta să ne înspăimânte. Adică, ce înseamnă faptul că Dumnezeu aduce la lumină lucrurile ascunse? Prieteni, când noi judecăm aici pe pământ un caz, o persoană, o situație, noi judecăm doar pe baza faptelor care s-au întâmplat, a lucrurilor exterioare. Însă noi nu știm ce este în inima oamenilor. Nu este adevărat? Însă vreau să vedeți că diferența în ce privește judecata lui Dumnezeu e că El examinează, El analizează nu doar fapta pe care tu ai comis-o, dar și ce te-a motivat să faci lucrul acela. Și cum spuneam, prieteni, lucrul acesta s-ar putea să ne înspăimânte, gândul acesta. Dar nu trebuie. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu promite că toți acei oameni care în mod sincer se străduiesc să facă voia Lui, să asculte de El, vor primi ajutor divin. Și Domnul Hristos este tocmai acolo, este prezent, tocmai ca să completeze lipsurile noastre. De aceea putem să avem îndrăzneală în ziua judecății. Ascultați ce spune Apostolul Ioan. 1 Ioan, capitolul 4, cu 17, spune așa. Cum este El, așa suntem și noi, în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În Ioan 14 cu 15, Domnul Hristos spune așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Frații mei, Dumnezeu ne arată iubirea Lui. Dumnezeu ne arată dorința Lui de a ne salva. Și când noi suntem impresionați de ce face El pentru noi, noi vom răspunde cu iubire. Iar iubirea aceea se manifestă prin păzirea celor 10 porunci. Iar dacă dragostea aceasta ajunge desăvârșită, înseamnă că noi păzim în mod desăvârșit cele 10 porunci.
Și iată de ce avem îndrăzneală în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Deci vedeți, frații mei, dragostea lui Dumnezeu stârnește dragoste în inima noastră. Iar această dragoste se manifestă prin păzirea poruncilor Lui. Iar când tu păzești poruncile lui Dumnezeu și ai dragoste în inima ta care abundă, tu nu ai nicio teamă. Cu încredere vei merge la judecată pentru că știi că tu poți să treci. Treci pentru că tu ai permis lui Dumnezeu să scrie legea în inima ta. Și tu nu ai niciun motiv de teamă. Acum vreau să fiți atenți, frații mei. În această ocazie aș vrea să privim mai adânc din nou la una dintre cele 10 porunci. Și anume aș vrea să o luăm chiar pe ultima, porunca a 10-a. Vă întreb un lucru. Știați că porunca a 10-a are în ea un principiu pe care dacă noi îl respectăm, îl punem în practică, vom fi cei mai fericiți oameni de pe pământ? Dar în același timp, în călcarea poruncii a 10-a, vreau să descoperim acele lucruri care în mod sigur fură fericirea și bucuria oamenilor în viața aceasta. Adică dacă tu vrei să fii un om fericit, de acest lucru depinde păzirea poruncii a 10-a. Iar dacă ești un om nefericit, cauza este pentru că tu nu ții porunca a 10-a. Haideți să înțelegem ce ne spune Dumnezeu în această poruncă importantă. Mergem în Exod, capitolul 20. Aș vrea să o citim, așa cum este amintit aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedeți despre ce este vorba. Exodul, capitolul 20, cu 17. Spune așa. Să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău. Nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Deci, care este porunca a 10-a? Ce spune Dumnezeu să nu facem în această poruncă? Să nu poftești și apoi enumeră mai multe lucruri. Prieteni, înainte de a înțelege ce înseamnă lucrul acesta, aș vrea să știm ce nu înseamnă. Fiți atenți! Biblia în acest pasaj nu vrea să spună că este păcat ca noi să poftim. Și vei spune, stai puțin, te contrazici. Păi asta spune porunca, să nu poftești. Cum vii tu și îmi spui mie că nu e păcat să poftesc? Frații mei, fiți foarte atenți încă o dată. Ce spun? Porunca a 10-a nu interzice pofta în sine. Dacă ar fi adevărat lucrul acesta, prieteni, înseamnă că noi n-am mai trebuit să mâncăm nimic de mâine. Nu? Deci este o poftă care e sfântă, e binecuvântată de Dumnezeu și aceea este la locul ei. Aici porunca ne interzice să poftim anumite lucruri și mai clar spus, mai simplu exprimat, acele lucruri care nu ne aparțin. Dar, prieteni, vreau să vedeți tot din Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că sunt lucruri pe care chiar trebuie să le poftim. Și ne îndeamnă să facem lucrul acesta. 1 Corinteni 12, cu versetul 31. Ascultați. Versetul 31. Umblați, dar, după lucrurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. În limba engleză, traducerea este mai exactă. Spune, poftiți darurile cele mai bune. Aici Apostolul Pavel spune, umblați, dar după darurile cele mai bune. Dar este același gând. Cornescu, mă scuzați, în această ediție. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne invită pe noi la ce? Ne invită să poftim, să râvnim, să dorim lucrurile cele mai, darurile cele mai bune. Frații mei, interesant acest gând. Dumnezeu ne invită pe noi, ne cheamă să poftim darurile cele mai bune. Acum să nu vă imaginați că Biblia s-ar contrazice. Ce a spus Dumnezeu în cele 10 porunci nu se contrazice cu ce a spus El prin Pavel mai târziu. Cele două se completează și aș vrea să vedem în această ocazie cum se completează. Deci în primul rând vreau să reținem următorul lucru. Porunca a 10-a nu interzice ca eu să mă poftesc un anumit lucru, ci mă oprește doar de la a pofti acele lucruri care nu mă vor face fericit pe mine în timp ce eu le poftesc, dar mă fac și mai nefericit dacă eu le-am obținut. Haideți să vă spun, prieteni. Sunt două lucruri în calea fericirii oricărui om de pe pământul acesta. Știți care sunt? Dorința de a avea sau pofta de a avea lucruri care nu sunt ale tale, care nu ți aparțin. Și apoi, haideți să spun altfel, nefericirea care rezultă, da? Din faptul că poftești un lucru care nu este al tău și nefericirea care rezultă din faptul că ai obținut acel lucru și acum ești
și mai nefericit. Prieteni, înțelegeți cele două gânduri? Acum, fiți atenți. Haideți să folosim un exemplu. Poate am mai zis acest exemplu la un moment dat și vi-l amintiți. La un moment dat spune că o femeie cu foarte mulți bani, care avea un menajer, avea o, sau cum îi spune aceasta, o babysitter, da? O femeie care se îngrijea de copii. Se afla împreună cu această femeie și cu copilul în casă. Femeia bogată avea treabă, era ocupată, era într-o altă cameră, iar această femeie îngrijitoare sau de cea care, bona aceasta, care se ocupa de copil, era cu copilul într-o altă cameră. Și la un moment dat copilul a început să strige isteric. Și femeia, da, mama copilului, proprietara, a strigat la femeia respectivă și a spus: dă-i copilului ceea ce vrea, zice, să nu mai țipe. S-a făcut pauză pentru câteva momente și după aceea copilul a început să strige și mai tare. Și femeia a alergat îngrijorată și stresată în camera respectivă să vadă ce s-a întâmplat, de ce strigă așa. Și când a ajuns acolo, l-a întrebat-o pe bona respectivă. Zice: de ce nu înțelegi ce spun? Ți-am zis să-i dai ceea ce vrea. Și bona se uită la ea, așa zâmbind puțin, și spune: păi am dat. Și când se uită mai atentă, știți ce era, prieteni? Era o viespe. Ce s-a întâmplat? Noi știm bine ce s-a întâmplat, da? Bona aceasta i-a dat viespea copilului pentru că striga după această viespe. Dar după ce i-a dat-o, l-a înțepat. Și acum a strigat mai tare. Prieteni, știați că mulți din oameni din lumea aceasta au parte exact de această experiență? Adică, vreau să înțelegem următorul lucru. Sunt unii oameni care plâng și strigă după un lucru pe care nu-l au. De ce plâng după el? Pentru că și-l doresc, îl poftesc. Și apoi după ce l-au obținut, știți ce fac? Plâng și mai tare. Întrebarea este, tu în ce situație te găsești la momentul acesta? Ești în situația în care plângi după niște lucruri pe care nu le ai încă? Sau în situația în care plângi pentru că le-ai obținut deja? Frații mei, vreau să știți. Când Dumnezeu a dat a 10-a poruncă, El a dorit ca noi să fim scutiți de această problemă în care lumea noastră de astăzi este cufundată, este împotmolită cu totul. Lumea de astăzi este total nefericită din aceste două motive. Pentru că ei vor lucruri care nu le aparțin. Dar apoi când le obțin, ei sunt și mai nefericiți și plâng pentru că le au acum. Haideți să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Fiți atenți. Când Domnul Hristos se afla cu ucenicii pe pământ, la un moment dat le-a spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc, să nu vi se tulbure inima, și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Când Iisus le vorbea ucenicilor în felul acesta, ucenicii poate că se gândeau în mintea lor: măi, dar de ce nu ne dă Domnul Hristos un loc acum? De ce nu ne dă un loc așa aici, pe pământ? De ce trebuie să așteptăm până atunci și numai în cerul să primim această casă, da, acest locaș minunat pe care l-a pregătit? Vreau să vă spun un secret, frații mei, și este un secret foarte, foarte profund. Fiți atenți! Motivul pentru care Domnul Hristos nu le-a dat ucenicilor un locaș aici pe pământ, o împărăție aici, un loc din ăsta, un palat minunat. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu știe că inima ta și felul în care tu ai fost creat este în așa fel încât cere ceva mai mult, ceva mai special pentru a fi satisfăcută. Și Dumnezeu nu vrea să-ți dea un lucru care El știe că nu te satisface pe deplin. Ci El mai degrabă te pune să aștepți până în momentul în care El îți va da ceva ce te va satisface cu adevărat. Te va face fericit cu adevărat. Și de aceea El spune că ne-a pregătit un loc așa acolo. Acum haideți să folosim un exemplu mai departe pe marginea acestui gând. Să zicem că ajungi în cer și Dumnezeu îl cheamă pe Îngerul Gabriel și spune: unde este locul acestui om? Și se uită Gabriel și spune: păi nu știu, nu prea avem loc. Hai să vedem unde să căutăm loc acum. Păi hai să ne uităm la blocul cu tare, din cartierul cu tare, la camera cu tare. Cred că este acolo un loc. Așa credeți că va fi, prieteni? Nu cred. Dumnezeu spune că a pregătit dinainte locul acesta. El face toate lucrurile dinainte. El a plănuit cu mult timp înainte ceea ce va oferi mie. Și eu cred că Dumnezeu chiar îmi va da un loc potrivit cu dorințele, gusturile mele personale. Voi avea o locuință așa cum îmi place mie cel mai mult. Sau dacă nu va fi exact cum mă gândesc eu, sunt sigur că va fi într-un fel care mă va încânta când voi ajunge acolo și voi vedea. Dar haideți să presupunem următorul lucru. Mă duc în cer și Domnul Hristos îmi arată, uite, spune: Adrian, uite, pentru tine asta este casa ta, asta este locuința ta. Am pregătit-o special pentru tine. Și eu să mă uit și să spun: Doamne, mulțumesc, e bine că ai făcut lucrul ăsta, dar uite, m-am uitat în partea asta și am văzut până, uite, mie asta mi-ar plăcea mai mult, dă-mi pe asta, te rog. Și Domnul Hristos va spune: știi ce, dar asta e al lui Petru, nu este a ta, asta e pentru Petru.
Și vă spun, nu, Doamne, dar uite, eu vreau pe alu Petru, hai, fă-ți schimbul acesta, până la urmă ce contează? Frații mei, credeți că va fi așa ceva în ceruri? Nu va fi. Știți de ce? Pentru că noi astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, învățăm de la o zi la alta să respectăm această poruncă pe care a dat-o Dumnezeu, care spune să nu poftești casa altuia. Să nu poftești ce are altul. Și frații mei, pentru că noi vom învăța atât de bine lucrurile acestea aici pe pământ și vom scoate din noastră orice egoism și orice atitudine în aceasta de a apuca lucrurile care nu sunt ale noastre. Noi când vom ajunge acolo, nici nu ne vom gândi vreodată la așa ceva. Și va fi sigur că noi să fim în ceruri. Pentru că avem această problemă vindecată în inima noastră. Frații mei, vedeți de ce Dumnezeu caută să ne educe pe noi în acest program important, în pregătire pentru judecată? De ce vrea să scrie legea în inima noastră? Și avem nevoie, prieteni, să scriem chiar această lege a celor 10 porunci în inima noastră. Acum fiți atenți. Poate că ne va ajuta și mai mult acest exemplu. Să presupunem că aici, în camera aceasta, se află o persoană, un frate, care este așa mai mare, mai obez. Da? Și, bineînțeles, dacă e să mă refer la constituția mea, eu sunt o persoană mai slim, cum se spune, mai siluetă. Dacă avem aici un bărbat mai obez, așa, mai înțelegeți ce înseamnă asta, da? Foarte mare, în numeri, spatele lui e foarte mare, are burtă mare, totul. Și eu m-aș duce la fratele respectiv și i-aș spune, frate, așa de mult îmi doresc o haină cum ai tu. Și de mult mi-am dorit lucrul acesta. Vrei să-mi dai haina aceasta mie? Și îl pun pe fratele acela, la modul literal, să-și dezbrace haina lui, da? Cum am și eu haină pe mine, haina de costum, și eu o dau jos pe a mea și facem schimb. Și eu iau haina fratelui și o pun peste mine. Vreau să vă întreb cum o să arăt eu cu haina lui. Frații mei, cred că vă dați seama deja despre ce este vorba. Credeți că o să merg pe stradă și o să se uite lumea așa după mine și o să zică, wow, ce bine stă la omul ăsta, wow, ce faină, faină și-o cumpărat. Așa o să spună frații mei, nu, o să râde de mine. De ce? Pentru că haina aceea e așa de mare că eu pot să not în ea. Și nu stă deloc bine pe mine. Dar acum este o problemă mai mare. Ce va face fratele celălalt cu haina mea? Va putea el să o îmbrace? Cred că nici nu intră bine pe mână. Frații mei, observați unde este problema? Exact așa cum în ilustrația aceasta este absurd ca să facă un astfel de lucru. Să-mi doresc să poftesc un lucru care este acel lucru. De ce nu este bine? Pentru că nu mi se potrivește. E simplu, frații mei, nu se potrivește. Știați că așa este cu orice poftă a noastră, prieten, față de orice lucru din lumea aceasta? Ori de câte ori inima mea și mintea mea poftește un lucru care nu mi-aparține și spun că vreau aia, vreau cealaltă, vreau cealaltă. Frații mei, noi de fapt ne punem pe noi în situația aceasta, suntem absurzi. Este o acțiune prostească din partea noastră să dorim să poftim lucruri care nu ne aparțin. De ce? Pentru că e penibil până la urmă. Dar noi nu vedem așa ceva. Noi când poftim un lucru, noi credem că acolo este aur, că acolo este adevărata fericire. Și vreau să înțelegeți un lucru, prieteni. Dumnezeu ne-a spus dinainte că aceste lucruri nu ne vor face pe noi fericiți niciodată. Și ni le-a spus așa încât nici măcar să nu le mai căutăm. Nu este bun Dumnezeu că a făcut asta? Însă unii oameni nu sunt mulțumiți cu ce a spus Dumnezeu și vor să încerce. Și se duc și caută să obțină lucruri care nu le aparțin și până la urmă își dau seama că într-adevăr nu-i face fericiți. Și după aia se luptă să scape de ele, dar nu mai pot. Frații mei, fiți atenți. Dumnezeu spune așa. Vreau să observați un lucru interesant. Știați că sunt 7 lucruri pe care Dumnezeu le amintește în porunca a 10-a, pe care să nu le poftim? Dacă le numărați, sunt 7 la număr. Adică este cifra de săvârșire. Dumnezeu spune așa, dacă tu vrei să experimentezi adevărata fericire, fericirea desăvârșită, tu trebuie să te abții să poftești lucruri care nu sunt ale tale, nu-ți aparțin, pe care nu scrie numele tău. Știați, prieteni, că Dumnezeu a plănuit toate lucrurile din timp, dinainte? Și Dumnezeu a făcut toate lucrurile așa încât eu să am doar ceea ce este al meu. Și doar acele lucruri mă fac fericit, prieteni. Știți câte probleme ar alunga din mintea noastră această clarificare, acest lucru, dacă l-am înțelege? Dacă am ține cu adevărat porunca a 10-a, câte lucruri ar dispărea din viața noastră, frații mei, care ne tulbură în momentul acesta? Și poate cineva își pune întrebarea, dar ce să poftesc în schimb? Ai spus că pofta nu este totuși rea. Haideți să vedem, frații mei. Pavel spune să poftim lucrurile sau să umblăm după darurile lui Dumnezeu. Aș vrea să vedeți ce sunt aceste daruri. Iacov, capitolul 1, cu versetul 17, ne spune așa. Orice mi se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus pogorându-se de la Tatăl Luminilor.
în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Deci de unde vin darurile bune? De la Dumnezeu. Unde ar trebui să le căutăm? Acolo, prieteni, la El. Și noi nu putem căuta darurile lui Dumnezeu mergând împotriva legii lui Dumnezeu. Înțelegeți, nu? Acum, frații mei, fiți atenți. Lucrul acesta înseamnă că tu nu vei dori niciodată să ai ceea ce este al altuia, dar în același timp vei înțelege că nici altul nu poate să-ți ia ceea ce este al tău. Știați că gândul acesta este atât de mângâietor, atât de, cum să spun, de confortabil? Mângâie sufletul tău și te ajută să stai liniștit, să nu te mai lupți, să nu te mai stresezi, să nu te mai zbați. Frații mei, știați că cele mai mari chinuri sufletești vin din această cauză? Că noi nu suntem mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă. Dar îți vei spune așa, stai puțin. Dacă totuși cineva îmi face mie ceva rău și mie ceea ce este a meu, prieteni, dacă Dumnezeu permite ca cineva să-ți ia un lucru care este a tău, poate ți l-a luat deja. Înseamnă că Dumnezeu consideră că lucrul acela nu mai ai nevoie de el sau nu ți este necesar ca să te bucure și de aia a lăsat să-ți fie luat. Cu alte cuvinte, când tu te temi de Dumnezeu și l-asculți, El nu va permite să se întâmple nimic care nu este spre binele tău. Vreau să vă întreb ceva. De ce Domnul Hristos a fost liniștit când Iuda a furat din banii pe care i-a furat? Pentru că Domnul Hristos știa că nu-l afectează pe cum, nu? Nu lua de la el. Și tot ce permitea Tatăl era în regulă. Nu l-a afectat cu nimic pe Iisus. Când a fost bătut, chimnit, scuipat și așa mai departe, de ce a stat liniștit, prieteni, și a avut pace în suflet? Pentru că el știa că Dumnezeu permite numai ceea ce este spre binele lui. Exact în același fel, noi putem să stăm liniștiți, prieteni, când noi ne încredem în Dumnezeu. Când știm că El caută să facă ceea ce este cel mai bine pentru noi. Și dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, noi vom înțelege că El dorește ca noi să avem doar lucrurile care ne fac nouă bine și ne vom bucura doar pentru acele lucruri. Fără să ne dorim ceva în plus, prieteni. Fiți atenți. Luăm un exemplu mai concret pentru ca să înțelegem. Iau exemplu chiar cu căsătoria. Pentru că aici, în porunca a 10-a, Dumnezeu pune degetul pe această problemă, spune să nu poftești nevasta aproapelui tău. Prieteni, dacă vreți o nevastă bună, dacă căutați o soție, unde ar trebui să o căutați? Proverbe 19 cu 14 spune că ea trebuie căutată la Domnul. De ce? Pentru că Domnul este Cel care îți poate da o nevastă bună, este darul Lui. Știați, prieteni, că dacă noi am căutat nevasta la Domnul, s-ar rezolva atât de multe situații stresante în viața noastră? Acum vreau să vă zic un lucru. Nu cred că așa ceva este posibil ca Dumnezeu, care a dat acest principiu și care ne învață să căutăm lucrurile care ne aparțin doar, nu cred că Dumnezeu a creat o fată, să spune Maria, și apoi îi inspiră pe trei bărbați să lupte pentru a obține pe Maria. Și sunt într-o luptă și într-o competiție în continuă, unul cu altul. Care reușește să ia pe această fată pentru el? Frații, credeți că Dumnezeu face așa ceva? Nici de cum! Dumnezeu are o persoană potrivită pentru tine și vreau să știi, fratele meu, că nu ți-o poate lua nimeni. Și invers la fel. Pentru orice fată, Dumnezeu are un băiat și nu ți-l poate lua nimeni. Așa că nu trebuie să fie stres în această problemă, prieteni. Temelia și fundamentul poruncii a 10-a este această stare de liniște și fericire totală pentru că tu știi pe deplin, concret, că Dumnezeu are planul cu viața ta pe care le-a făcut din veșnicie și că nimeni nu se poate interpune, nu le poate schimba cu nimic. Frații mei, haideți să lămuresc problema aceasta și mai clar. Orice lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat ție, nu pentru că ai căutat tu să-l obții cu forța sau pe o cale nedreaptă, dar lucrul pe care Dumnezeu chiar ți l-a dat ție, mă refer, familia ta și așa mai departe. Vreau să știi că acele lucruri îți aparțin ție și Dumnezeu va continua să facă lucrul acesta, să-ți dea doar ceea ce îți aparține. Iar toate acele lucruri pe care tu le poți dori la nivelul minții tale, le poftești, dar care nu sunt ale tale și care îți provoacă stres și neliniște, poți să știi sigur de acum că acele lucruri nu le ai și nu le vei avea dacă ești ascuns de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe că acele lucruri pe tine nu te fac fericit. Rămânem la exemplul acesta. Vreau să vă întreb ceva. Ați cunoscut băieți sau tineri, sau poate vi s-a întâmplat vouă, bărbați, care își doresc cu toată inima o anumită femeie. Și unii frații mei știți ce au ajuns să facă? Au ajuns să divorțeze de soția lor actuală și să o ia pe cealaltă a celuilalt bărbat, pentru că li s-a părut lor că femeia aceea are nu știu cum corpul mai nu știu ce și că ar fi mai plăcută experiența cu ea și, frații mei, înțelegeți ce se întâmplă? Acum, pe fondul acestei atitudini, acțiuni, gândiri, unii au lăsat soția și au luat-o pe alta. Și au imaginat că va fi cerul pe pământ. Și, prieteni, știți ce s-a întâmplat? În momentul în care au făcut lucrul acesta, nu doar că în procesul acestui lucru au fost foarte nefericiți, stresați,
îngrijorați. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Lumea i-a vorbit de rău, i-a făcut coș cu oțet. S-a dus toată reputația ta, nu mai ești nimeni acum, te-a dat afară și din biserică. A obținut până la urmă. Știți ce realizează oamenii aceștia după un timp? Că după ce au obținut ceea ce și-au dorit atât de mult, prin nefericire, acum sunt și mai nefericiți după ce au. De ce? Pentru că Dumnezeu știe de la început că tu nu ești fericit acolo. Nu se potrivește, nu e pentru tine, fratele meu. N-a fost făcută pentru tine femeia aceea. Și frații mei, așa este cu orice lucru pe care putem să luăm ca exemplu. Odată ce noi am fixat în mintea noastră acest adevăr și l-am înțeles, noi suntem liberi, suntem fericiți cu adevărat, frații mei. De ce atâta luptă? De ce atâta tensiune, prieteni? De ce atât de... El n-ai spune, niciuna din 100 de căsătorii nu sunt pe voia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că oamenii nu caută la Dumnezeu. El nu caută la acela care a făcut planul dinainte și care vrea să-ți dea doar ceea ce ți-aparține. Ei caută, frații mei, și ajung să pună mâna pe ceea ce nu le aparține. Și iată că nefericirea este partea vieților. Cineva spunea odată la un moment dat așa, e ca și cum ai dat drumul la niște iepuri, niște jucării, înțelegeți, nu iepuri adevărat, niște iepuri electronici, da, care merg pe bază electronică. Și acești iepuri ar alerga așa, da, pentru că au baterii. Și câinele ar fugi și s-ar prăpădi cât poate să-l prindă. Și când îl prinde, frații mei, ce descoperă? Păi nu poate să facă nimic cu el, că e doar o jucărie, este ceva fără viață. Dar a fost înșelat. Cam așa fac oamenii astăzi, prieteni. Aleargă după lucruri care nu sunt menite să le producă nicio fericire. Dar ei cred că le-ar produce o fericire. Sunt înșelați. Pentru că ei nu vor să respecte porunca a 10-a. Și dacă am înțelege, frații mei, remediul lui Dumnezeu la această problemă este exprimat frumos în 1 Timotei, capitolul 6. Ascultați ce spune Dumnezeu. Dacă nu am învățat lecția aceasta, prieteni, s-ar schimba mult viața noastră. Fiți atenți. 1 Timotei 6 cu 6. Negreșite vlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic din lume, în lume și nici nu putem să luăm nimic cu noi. Dacă avem, dar cu ce să ne hrănim, ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăși și pierzare. Fratele meu, nu este voia lui Dumnezeu ca tu să alegi după bogăție. După bani, să vrei să ai mai mult, să ai ca celălalt. Pentru că nu ți-a fost dat să ai ca celălalt. Dumnezeu știe că lucrul acela pe tine nu te-a face fericit. Tu poți să crezi că te-a face fericit, dar nu este adevărat. Dacă noi l-am crede pe Dumnezeu pe cuvânt, prieteni, ce fac oamenii aceștia care le alegă după bani? Cad, frații mei, cad și se prind în laț. E o cursă în lucrul acesta. Nu acceptați propunerea aceasta, prieteni. Nu poftiți. Nu doriți lucruri care nu vă aparțin. Și Dumnezeu spune atât de clar. Dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și să ne hrănim, este de ajuns. Nu spune Biblia căutați mai întâi neprihănirea Lui și toate lucrurile să vor da pe deasupra. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun că Dumnezeu nu vrea ca noi să avem ambiții, să avem dorințe, să țintim mai sus. Am citit lucrul acesta, că este corect să poftești anumite lucruri. Dar doar acele lucruri care sunt de la Dumnezeu, care sunt darurile Lui și care te ajută pe tine să rămâi încadrat în ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Și acolo, prieteni, este mult de lucru, vreau să știți. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și Eva, le-a dat mult de lucru în grădina Eden. Și la fel Dumnezeu astăzi intenționează ca noi să lucrăm, să folosim mușchii noștri, mintea noastră, dar să le folosim, frații mei, în direcția lucrurilor care ne aparțin și sunt ale noastre. Pentru că numai acolo ne dezvoltăm cu adevărat cum trebuie și suntem fericiți cu adevărat. Însă vreau să știți că problema aceasta cu căderea, da? Faptul că te cauți să te îmbogățești și apoi cazi în laț, nu este doar în privința, mă scuzați, a bogăției, prieteni. Știți mai clar în ce mai vrea să ne vorbească Scriptura la problema aceasta? Haideți să ne gândim la un alt lucru. Imaginați-vă următoarea scenă. Un om, la un moment dat, se neacă și apare la știri că s-a necat și a murit în miere. Întrebarea mea este simplă. Pentru că omul acela s-a necat și a murit în miere, este mai fericită moartea lui? Nu, frații mei, este tot moarte. Deci cu ce mă încălzește pe mine că mor cu mai mulți bani? Dar acum hai să schimbăm puțin această imagine. Cu ce mă încălzește pe mine mai mult că îi mor un om cu poziție socială înaltă și în biserică și că toată lumea mă știe că eu sunt cineva? Hai să recitim un verset. Ieremia 45 cu 5. Se pune aici o întrebare importantă. Ne apropiem de încheiere. Ieremia 45 cu versetul 5 spune așa. Și tu umbli după lucruri mari? Și
Citesc încă o dată. Și tu umbli după lucruri mari, nu umbla după ele. Că cea de voi aduce norocirea peste orice făptură, zice Domnul. Frații mei, de ce umblă oamenii după lucruri mari? După locuri înalte, după poziție. Pentru că aceasta a fost și problema ucenicilor, nu este așa? Ei se luptau care să fie mai puternici, mai mari. Dar Iisus a venit și în ciuda a ceea ce îi făceau, exemplul lui era unul atât de mustrător, frații mei. Iisus a coborât din înălțimea cerului, din cea mai înaltă poziție și a arătat că El a acceptat să fie nimic aici pe pământ. N-a vrut poziție. Iar noi ne luptăm care să fie mai bun, care să fie prezbiter, care să fie diacon, care să fie nu știu ce. Și atâtea lupte sunt și la alegeri. O, frații mei, și alegerile se apropie acum. Să vedeți ce se întâmplă uneori în aceste alegeri. Frații mei, Dumnezeu este întristat. Pentru că noi luptăm să luăm poziția altuia. Dar Dumnezeu îți spune, nu te va face fericit lucrul acesta. Este o iluzie, este o înșelăciune. Tu ești fericit doar acolo unde vrea să te pună Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu. Cum spune Matei 23. Cine se înalță va fi smerit, dar cine se smerește va fi înălțat. Știți că unii oameni și-au propus să-și obțină un anumit post, o anumită poziție și s-au luptat, au dat din mâini, s-au zbătut ca să ajungă acolo și totuși n-a reușit până la urmă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât un lucru. Că oamenii aceia nu trebuie să primească nicio poziție atâta timp cât ei râvnesc la lucrul acela. Însă Dumnezeu, mila și bunătatea Lui, în momentul în care omul s-a vindecat de această poftă, de această dorință, și a stat liniștit la locul lui și nu se mai gândea la nimic, era bucuros acolo unde Dumnezeu l-a pus, atunci Dumnezeu a intervenit și l-a ridicat. Știți că lucrul ăsta s-a întâmplat la modul real? Acum fiți atenți, sunt alți oameni care luptă și care ajung totuși în anumite poziții. Știți care este rezultatul lor? Ei nu sunt fericiți. Nici când au luptat ca să obțină poziția, dar nici după aceea. Nu este fericire acolo în așa ceva. Pentru că Dumnezeu spune că noi trebuie să rămânem, frații mei, la ceea ce El ne-a dat nouă. Noi nu trebuie să căutăm să facem lucruri mai multe și fiți atenți. Să dorim lucruri mai multe care nu sunt ale noastre, care nu ne aparțin. Vă întreb un alt lucru. Este adevărat că Dumnezeu deține control asupra tuturor lucrurilor? Adică, e adevărat că Dumnezeu urcă pe unul și coboară pe altul? Și atunci, prieteni, de ce această neliniște? De ce această luptă continuă? De ce această străduință de a ocupa poziția altuia? Mă rog ca Dumnezeu să scrie legea sau porunca a 10-a, prieteni, în inima noastră. Această lege cu privire la poftă trebuie să fie scrisă adânc în sufletul nostru, așa încât noi să fim eliberați de această dorință de a avea lucrurile care nu ne aparțin și de a pofti ceea ce este al aproapelui nostru. Știați că nici măcar nu trebuie să fim într-o luptă continuă. Unii sunt în competiție, sunt rivali. Se luptă pentru anumite lucruri ca și cum sunt de apucat, frații mei. Nu este așa. Dumnezeu are pentru tine anumite lucruri pe care nimeni nu ți le poate lua. Și are pentru altul lucruri pe care tu nu le poți lua. Așa că nu încercați, frații mei, să luați lucruri care sunt ale altora. Și nu revin la poziția unui om. Lasă-L pe Dumnezeu să facă ceea ce știe El. Și închei cu acest gând frumos. Evrei capitolul 13 cu 5 spune așa. Rețineți acest gând, prieteni. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Mulțumiți-vă cu ce aveți, spune Dumnezeu. Rămâneți la lucrurile pe care vi le-a dat Dumnezeu. Rămâneți la lucrurile pe care este scris numele vostru, care vă aparțin. Pentru că acel lucru a fost pregătit de Dumnezeu de când, frații mei, din veșnicie. Pot eu să fiu fericit în timp ce alții au mai multe ca mine, în timp ce alții au alte lucruri decât am eu? Da, prieteni, știți de ce? Pentru că eu știu că numai lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu și le am acum și pe care El hotărăște să mi le dea la un moment dat, numai acelea sunt pentru binele și fericirea mea veșnică. Și pentru că cred acest lucru, voi accepta acest plan al lui Dumnezeu, fără să încerc să caut să obțin lucruri care nu le mi-aparțin, fără să mă stresez, fără să caut mijloace mai neortodoxe de a ajunge la lucrurile care nu mi-aparțin. Așa vrea Dumnezeu, frații mei, să procedăm. Și numai în felul acesta noi putem să fim pregătiți pentru ziua judecății. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ținem cu toată inima noastră porunca 10-a, care înseamnă să nu poftim ceea ce este al altuia. Însă haideți, frații mei, să poftim toate darurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Pentru că acelea sunt într-adevăr pentru ca noi să le dorim. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne învețe să experimentăm această binecuvântare în viața și în experiența noastră personală. Dumnezeu să fie cu noi.